În prezent, avionul este unul din cele mai importante mijloace de transport la nivel mondial. Înainte de fiecare decolare, membrii echipajului prezintă regulile care trebuie respectate în timpul călătoriei. Însă, pe lângă regulile de siguranță, mai sunt și unele despre care nu se vorbește oficial, dar pe care ar fi bine să le cunoaștem. În episodul de astăzi vă vom povesti despre 10 chestii pe care nu trebuie să le faci la bordul avionului. Nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Iar acum să începem! Somnul în timpul decolării sau aterizării. Decolarea și aterizarea sunt cele mai importante etape ale unui zbor, atât pentru piloți, cât și pentru pasageri. Conform statisticii, anume în timpul decolării sau aterizării, se întâmplă cele mai multe catastrofe. Din această cauză, somnul în timpul acestor evenimente este interzis, chiar dacă această regulă nu este prezentată oficial. În primul rând, trebuie să fiți atenți și să reacționați corespunzător în caz de urgență la bordul navei. În al doilea rând, în timpul decolării și aterizării, are loc fluctuația bruscă a presiunii, ce poate afecta auzul. Pentru a preveni asemenea riscuri, evitați somnul în timpul decolării și aterizării aeronavei. Abțineți-vă de la glume în timpul zborului. Desigur că puteți face glume în adresa oamenilor pe care îi cunoașteți, însă vă recomandăm să vă abțineți să faceți glume proaste însoțitorilor de bord, cum ar fi transportarea unei bombe sau capturarea unor ostatici pe aeronavă, pentru că ați putea provoca panică între pasageri, iar în cele mai multe cazuri, odată ce avionul va ateriza, veți fi reținut de către poliție. Nu ignorați însoțitorii de bord. Mulți membri ai echipajului spun că pasagerii ignoră cerințele impuse și nu ascultă regulile de siguranță. Pasagerii se prefac că dorm, se uită pe geam sau își pun căștile în urechi. Pe lângă faptul că nu este politicos să ignorăm însoțitorii de bord, e și foarte periculos. Să nu uităm că eficiența muncii echipajului depinde de comportamentul nostru. Deconectarea aerului condiționat. Cu siguranță vi s-a întâmplat să simțiți cum aerul condiționat vă deshidratează pielea sau din cauza acestuia vă este prea frig. Însă nu vă grăbiți să deconectați aerul condiționat, pentru că el filtrează aerul, prevenind răspândirea bacteriilor. Dacă cineva de lângă voi prezintă simptome de răceală, nu deconectați aerul condiționat pentru a vă feri de o eventuală infecție. Ca să vă simțiți confortabil la bordul navei, îmbrăcați-vă adecvat pentru a putea regula temperatura corpului. Nu stați așezați pe tot parcursul zborului. Presiunea joasă la bordul navei poate îngreuna circulația sângelui și să provoace coagularea acestuia. Din această cauză, nu se recomandă să petreceți așezat toată călătoria. Încercați să vă deplasați puțin, măcar o dată la 2 ore. Adăugarea gheții în apă sau suc și consumul de ceai. Dacă vi s-a propus să adăugați gheață în băutură, mai bine să refuzați. Din momentul adoptării legii cu privire la apă potabilă la bordul navei, calitatea acesteia a crescut semnificativ. Până atunci, doar 15% din companiile aeriene treceau controlul calității apei potabile. Însă chiar și așa, nu toată apa la bord este potabilă. Uneori, gheața este de fapt apa din robinet. Se recomandă să consumați apa cumpărată din aeroport, pentru a fi siguri de calitatea acesteia. Aflându-vă la bordul navei, nu atingeți membrii echipajului. Majoritatea stewardeselor se plâng că pasagerii, în cele mai dese cazuri, le intimidează spațiul personal. Acest lucru este neplăcut, dar și îngreunează munca, întrucât le distrage atenția. Nu chemați însoțitorii de bord fără vreun motiv. Mulți pasageri uită că fiecare însoțitor de bord își are rolul său important în timpul zborului și îi tratează drept ospătari. Apelați politicos la ajutorul însoțitorilor de bord când într-adevăr aveți o problemă pe care nu o puteți soluționa de unul singur. Consumul excesiv de alcool. Chiar dacă, conform statisticilor, avionul este unul din cele mai sigure mijloace de transport, mulți oameni au frica de zbor. Fiecare pasager face față stresului în felul său. Unii ascultă muzică sau urmăresc filme, iar alții consumă alcool.
Nu trebuie să întreceți măsura cu alcoolul, pentru că persoanele aflate în stare de ebrietate nu își pot controla comportamentul. În vara anului 2019, Chloe Haines zbura din Marea Britanie în Turcia. Aceasta a urcat la bord în stare de ebrietate și după 40 de minute de zbor a încercat să deschidă ușa de urgență a avionului. Chloe se îndrepta spre cabina piloților, iar membrii echipajului au fost nevoiți să o imobilizeze. Într-un final, femeia a fost arestată și amendată cu 85.000 de lire sterline. Umblatul de sculți prin avion. Deseori, pasagerii se descalță în timpul zborului pentru a-și asigura confortul. Însă nu vă deplasați prin avion descălțați, pentru că acesta este un loc plin de bacterii. Muncitorii nu reușesc să dezinfecteze toate suprafețele din avion înainte de fiecare zbor. Din această cauză, podeaua avionului conține bacterii, microbi și deșeuri. O concentrație mare de bacterii este pe podeaua de la baie. Din acest motiv, încercați să purtați mereu încălțămintea. Vă recomandăm să alegeți cel mai comod tip de încălțăminte pentru durata zborului, ca să aveți parte de confort maxim. Scrieți în comentarii dacă vă este frică să zburați cu avionul și dacă respectați regulile în timpul călătoriei. Dar între timp, noi vom realiza următorul video și te așteptăm cu nerăbdare pentru a-ți lua doza de cunoștințe. Răsplătește-ne cu un like, subscribe și comentariu ca să știm că nu muncim în zadar. Pe curând! Yeah!